Bine că la ora de mate rezolvăm evaluarea națională 2014, sesiunea specială pentru olimpici. Subiectul 1. Numărul de 4 ori mai mare decât 7 este 4 ori 7, adică 28. Excepțiune 2. Dacă x supra 10 egal 9 supra 5, atunci x este egal cu 10 ori 9 supra 5. Simplificăm prin 5, rămâne 1, 2, 9 ori 2, x egal 18. 3. Cel mai mic număr natural de două cifre este egal cu 10. 4. Avem un dreptunghi ABCD cu lungimea de 6 cm și lățimea de 5 cm și se cere area dreptunghiului. Area este lungimea ori lățimea, adică 6 ori 5, 30 cm pătrați. 5. În figura 1 este reprezentat un paralelepiped dreptunghic ABCDEFGH, în care AB egal 6 cm, BC egal 4 cm, BF egal 5 cm, volumul paralelepipedului este egal cu volumul, după cum bine știți, este lungimea ori lățimea ori înălțimea. Avem lungimea, lățimea, înălțimea 6 ori 4 ori 5, vine 6 ori 20, adică 120 cm3. 6. În tabelul de mai jos este reprezentată o dependență funcțională. X, Y este x plus 2 și se cere numărul real m. După cum vedeți, m, adică x plus 2, o să scriu aici, m egal x plus 2 și este egal cu 0. Rezultă, m este 0 plus 2. Practic, m este egal cu 2. Să trecem la subiectul 2 roman. Subiectul 2 roman. Desenați pe foaia de examen un cub ABCD, A'B'C'D'. O să încerc aproximativ. ABCD, B', C', D'. 2. Trebuie să arătăm că 2 supra radical din 3 minus 1 minus radical din 3 este egal cu 1. O să raționalizăm aici cu radical din 3 plus 1 și atunci o să avem 2 pe lângă radical din 3 plus 1 supra radical din 3 la a doua minus 1 la a doua minus radical din 3 egal cu. Aici o să dea 2 radical din 3 plus 2 ori 1 2 supra radical din 3 la a doua este 3 minus 1, 2 minus radical din 3 supra 1, aducem la același numitor 2, scriem o singură linie de fracție, numitorul comun este 2, 2 radical din 3 plus 2 minus 2 radical din 3, cei doi se reduc, egal 2 supra 2, adică 1. Bun. 3. Andrei și Cristina i-au cumpărat împreună un cadou fratelui lor. Andrei a contribuit cu 60% din preț, am notat prețul cu X, iar Cristina cu restul de 80 de lei. Determinați prețul cadoului. Dacă Cristina a contribuit cu restul de 80 de lei, restul reprezintă 40% din X. Practic, R este 40% din X, adică 80 este 40 supra 100 ori x, 0 cu 0 se simplifică, rezultă x este egal cu 80 ori 10 supra 4. 80 ori 10 supra 4. 4 cu 80 se duce, 20. 20 ori 10, x egal 200 de lei. Exercițiu 4. Avem o funcție f definită pe R cu valori nere, f de x egal x minus 1. Se cere mai întâi f de 1, vom înlocui x cu 1, 1 minus 1 egal 0. Apoi graficul lui f. Pentru a face graficul lui f avem nevoie de cel puțin două puncte. Unul avem deja, de coordonate 1 și 0. Îl spun aici a de coordonate 1, 0. Să zicem că este aici. Și pentru a calcula un alt punct, o să facem, de exemplu, f de 2
este 2 minus 1, adică 1. Vom avea B de coordonate 2 și 1. 2 și 1. Acesta este punctul B. Graficul, după cum bine știți, este o dreaptă. Și acesta este graficul funcției. Apoi, exercițiul 5. La exercițiul 5 avem să arătăm că acest e de x este egal cu 4. Să începem calculul. E de x egal cu, aici avem x plus 2 totul la a doua. Vine x la a doua plus 2 ori x ori 2, adică 4x, plus 2 la a doua, adică 4, supra x pătrat plus 4, minus 1. Aici o să pun ori x pătrat plus 4 supra x. E de x egal cu, aici o să aducem la același numitor, amplificăm cu x pătrat plus 4, o să punem o singură linie de fracție, x pătrat plus 4, la numărător vom avea x pătrat plus 4x plus 4 minus x pătrat minus 4. X pătrat cu minus x pătrat plus 4 cu minus 4 se duc, ori x pătrat plus 4 supra x. E de x egal cu, ce-a mai rămas? 4x supra x pătrat plus 4 ori x pătrat plus 4 supra x. X pătrat plus 4 cu x pătrat plus 4 se simplifică, rămâne 1 și 1. X cu x se simplifică, rămâne 1 și 1. Așadar, e de x este egal cu 4, ceea ce trebuia să arătăm. Și acum să vedem subiectul 3 roman. Subiectul 3 roman, problema 1. Am făcut aici așa un desen. Aceasta este figura 2 și zice așa, în figura 2 este reprezentată o grădină în formă de dreptunghi ABCD cu AB egal 8 metri, așadar lungimea este 8 metri și AD egal 4 metri, lățimea este 4 metri. Mijloacele laterilor dreptunghiului sunt vârfurile patrulaterului M, N, P, Q. Suprafața reprezentată hașurat este plantată cu flori, așadar acest romb este plantat cu flori, iar restul suprafeței grădinii ABCD este acoperită cu gazon. La punctul A mic se cere să aflăm perimetrul lui ABCD. Perimetrul lui ABCD, având în vedere că ABCD este un dreptunghi, este de 2 ori lungimea plus de 2 ori lățimea, 2 ori lungimea 8 plus 2 ori lățimea 4, 16 plus 8 egal 24 de metri. Apoi, punctul B. Trebuie să arătăm că area suprafeței plantate cu flori este egală cu area suprafeței acoperite cu gazon, adică area acestui romb MNPQ să fie egal cu area suprafeței acoperite cu gazon. În primul rând, de ce tot spun că MNPQ este romb? Deoarece M și N sunt, de exemplu, mijloacele lui AB și a lui BC. Atunci, în acest triunghi ABC, MN este linie mijlocie și va fi egal cu AC supra 2. La fel, PQ este linie mijlocie în triunghiul DAC și va fi egal tot cu AC supra 2. Să scriem așa. MN egal cu PQ egal AC supra 2. Și în partea asta la altă, QM va fi linie mijlocie în ADB, iar PN va fi linie mijlocie în CDB. Așadar, QM este egal cu PN și este egal cu BD supra 2. Dar AC și BD reprezintă, AC și BD sunt diagonalele unui dreptunghi, sunt egale. Rezultă practic că MN este egal cu PQ, este egal cu QM, este egal cu PN, rezultă MNPQ romb. Bun. O să scriu pe partea asta. Și atunci,
Și am arătat că MNPQ este romb. Area rombului, area lui MNPQ, este diagonala 1 ori diagonala 2 supra 2. Dacă revin la desen, diagonala 1 este acest QN, dar observăm QN este egal cu AB, deci va fi tot 8 metri. Diagonala 2 este PM, dar PM este egal cu AD, va fi 4 metri. Și atunci area lui MNPQ va fi 8 ori 4 supra 2, 32 supra 2, adică 16 metri pătrați. Și aceasta este area plantată cu flori. Area gazonului este egală cu area lui ABCD minus area plantată cu flori. Area lui ABCD, fiind un dreptunghi ABCD, este lungimea ori lățimea, adică 8 ori 4 egal 32 metri pătrați, iar area plantată cu flori, am calculat-o mai înainte, este 16 metri pătrați. Și atunci area gazonului va fi 32 minus 16, care dă tot 16 metri pătrați. 16, 16, așadar am arătat că area plantată cu flori este egală cu area gazonului. Bun. Și punctul C spune așa. Pe fiecare metru pătrat al suprafeței reprezentate hașurat, s-au plantat câte 25 de flori. Ori, suprafața hașurată era suprafața rombului, adică 16. Determinați suma cheltuită pentru cumpărarea florilor plantate în grădină, știind că o floare costă 2,5 lei. Deci, practic, ori 2,5 lei. O să fac 25 ori 2,5. 25 ori 25 este 625 și mut virgula odată de la dreapta la stânga, ori 16. Iar 62,5 ori 16 este fix 1000 de lei. Bun, și problema 2. Să vedem problema 2 ce spune. Dintr-o bucată de lemn se sculptează o piramidă patrulateră regulată VABCD, reprezentată schematic în figura 3. Am reprodus aici figura 3. Piramida are înălțimea de 4 decimetri, așadar VO este 4 decimetri, iar baza ABCD are latura AB 6 decimetri, așadar baza fiind un pătrat, toate aceste laturi au 6 decimetri, iar înălțimea am zis că are 4 decimetri. Să trecem la punctul A, unde zice calculați area bazei piramidei VABCD. Area bazei este area lui ABCD, care practic este un pătrat, latura la a doua egal 6 la a doua, adică 36 decimetri pătrați. Punctul B. Fețele laterale ale piramidei se vopsesc. Arătați că area suprafeței vopsite este egală cu 60 decimetri pătrați. Area laterală a unei piramide este perimetrul bazei ori apotema piramidei supra 2. Perimetrul bazei, baza fiind un pătrat, este 4 ori latura, adică 4 ori 6, 24 decimetri. Apoi, trebuie să aflăm această apotema a piramidei. Apotema piramidei este aceasta. Se formează un triunghi dreptunghic, VOT, să zicem. VT este apotema piramidei. Și dacă aplicăm Pitagora, se obține formula apotema piramidei la pătrat este egal înălțimea la pătrat plus OT este apotema bazei, care este jumate din latură. Apotema bazei la pătrat. Așadar, apotema piramidei la pătrat este egală cu H-ul este 4 la a doua plus apotema bazei, adică că apotema bazei este jumate din latură, adică 3 la a doua, egal 16 plus 9, adică 25. AP pătrat egal 25, rezultă AP este radical din 25, adică 5 decimetri. Revenim la area laterală și înlocuim. Perimetrul bazei ne-a dat 24 ori 5
supra 2. 24 cu 2 se simplifică, 1, 12, 12 cu 5 este 60 decimetri pătrați. Și punctul C, care este puțin mai lung, zice așa, bucata de lemn din care s-a sculptat piramida VABCD avea forma unei prisme drepte cu baza ABCD și înălțimea de 4 decimetri. Determinați cât la sută din volumul lemnului îndepărtat pentru obținerea piramidei este reprezentat de volumul piramidei. În primul rând, am avut de a face cu o prismă și să calculăm volumul prismei. Volumul unei prisme este area bazei ori înălțimea. Baza și înălțimea erau aceleași ca ale piramidei. Area bazei este 36, ori înălțimea 4, o să vină 144 de decimetri cub. Și acesta este volumul prismei. O să-i zic VPR. Volumul piramidei este area bazei ori înălțimea supra 3. Adică 36 ori 4 supra 3. 3 cu 36 se simplifică și rămâne 12 ori 4, 48 decimetri cubi. Apoi, volumul lemnului, o să-i zic, este format din volumul prismei minus volumul piramidei. Adică, practic, volumul prismei este 144 minus 48 este egal cu 96 decimetri cubi. Bun. Și acum să reluăm, cât la sută din volumul lemnului îndepărtat pentru obținerea piramidei este reprezentat de volumul piramidei. Așadar, V piramidă este P la sută din volumul lemnului. Adică, volumul piramidei era 48 egal P supra 100 ori volumul lemnului 96. Așadar, P va fi 48 ori 100 supra 96. 48 ori 100 supra 96. 96 cu 48 se simplifică 1, 2 și 100 cu 2 rămâne 50. Așadar, P este 50%. Și aceasta a fost evaluarea națională, sesiunea Olimpici 2014.